așa, ca să nu mai comute Dan pe 120 FPS, mă mișc eu așa, la ralanti, știi? Cum zicea Orwell în Ferma Animalelor, patru picioare bine, două picioare rău. Dacă ar fi să transpunem asta în lumea obiectelor cu motor, aș zice patru roți bine, două roți și mai bine. Desigur, nu multă lume va fi de acord cu asta, dar na, e și ăsta un punct de vedere. Cele două roți înseamnă mobilitate mai bună, ocupi mai puțin spațiu, mai puțin loc de parcare, consumi și poluezi mai puțin și mai sunt argumente destule. Desigur, nu vei putea căra butoiul cu varză și ăia doi porci ai lui socrutul, dar și pe partea asta de capacitate de încărcare s-au făcut pași însemnați în lumea vehiculelor cu două roți. Tot felul de top case-uri și de alte spații de depozitare, așa încât un scooter mai mărișor sau o motocicletă în toată firea să-ți permită să cari lejer șacoșa cu potol de la Mega. Da, știu, este o introducere prea puțin spectaculoasă pentru un subiect care, cel puțin în România, se leagă mai mult de pasiune, de drumul singuratic care te conectează cu orizontul și de alte romantisme din astea motoristice. De ce am ales însă să încep acest video în mod pragmatic? Păi să vă zic. Am fost vineri la Honda Track Days pe Motorpark, unde Honda a pus la dispoziție ca la vreo 20 de motociclete și ceva scutere pentru a fi încercate și testate de presă, youtuberi, parteneri și, nu în ultimul rând, de simpli cetățeni interesați de subiect. Și am făcut o observație interesantă. Chiar dacă Honda, cel mai mare producător moto din lume, continuă să alimenteze visele romantice ale maselor cu motociclete puternice, frumoase și spectaculoase, are în egală măsură și scule practice, bune pentru navetă, mers la muncă și la cumpărături și gândite ca atare. Cutii automate, spații generoase de depozitare, tot felul de înlezniri și practicalități care să facă din aceste motociclete sau scutere excelente înlocuitoare pentru mașinile cu care sufocăm orașul. Dar știu, voi fi bătut cu ouă și cu roșii de mămici hardcoriste care umplu până la refuz strada paralelă cu studioul nostru unde se găsește o școală și care consideră că dacă odrazla nu este dusă la ușa clasei cu un SUV de 2 tone, pământul va devia de pe orbită și va rătăci razna prin univers. Sau de către cei care se deplasează pentru un brunch sau un prânz de afaceri cu autobuzul GL sau X6 la terasa aflată două străzi mai încolo. Am văzut și din ăștia o grămadă. Revenind la Honda și la evenimentul numit Track Days din weekend, treaba s-a întâmplat cam așa. Am pornit cu XSR-ul din dotare către adâncata, unde urma să mă văd și cu colegul Dan să filmăm toată treaba și la un moment dat pe autostradă văd venind așa o bâzdăganie hipersonică, era Dănuț cu Mazda lui MX-5, așa că am călătorit împreună până la circuit. Și la întrebarea unui prieten de acolo, care a ajuns primul, răspunsul lui Dan a fost că ăla care a avut telefonul cu GPS, adică el. Recunosc că deși am fost la circuitul ăla de zeci de ori, în continuare sunt blondă platinată și nu nimeresc drumul fără GPS. Asta e. Am remarcat multe pe drum. Câmpurile splendid înverzite, pătate de maci roșii, asta pe parte romantică, și faptul că Dan al meu, cred că și atunci când se duce la pâine, simte nevoia să ia curbele forțând mașina să fugă de spate. Ăsta n-ar trebui să-și ia motor niciodată, deși după Track Days și-a exprimat cât se poate de clar intenția. Bun, ce am găsit acolo? Păi, motoare în rastel, de toate felurile, mărimile și pe toate gusturile, și după un scurt instructaj am fost poftiți pe pistă. Hai să le cunoaștem pe alea câteva cu care am reușit să mă dau de dimineață de la 9 și până la miaz la 2 sau 4, nici nu mai știu exact. Cert este că am experimentat de toate. Și motoare al căror unic scop este să te facă să te simți bine și să trăiești visul, dar și destule din cele numai bune de cărat papornițele și al căror ultim scop este acela de a fi prietenoase și practice. În mod prudent, am ales să încep cu ce știam cel mai bine, și anume cu CB650R-ul, care este acum naked-ul de bază de la Honda și pe care îl mai testasem și care fusese oricum și pe lista mea scurtă anul trecut când mi-am schimbat motorul. El a înlocuit din punct de vedere al poziționării în line-up-ul Honda faimosul Hornet, sau Horner, cum îi mai zic băieții pe OLX,
O motoretă legendară și mult iubită atât de către începători, cât și de către commuterii care se duceau cu ea la muncă sau la drumeție. CB650R este suficient de puternică la cei 95 de cai ai săi, iar motorul în 4 cilindri este unul foarte flexibil, așa că poți merge atât ca un om normal, dar și dacă vrei ceva fiori, are de unde să-ți livreze. Prima tură de la Honda Track Days și am ales să merg în această primă tură cu un... faimoasa, celebra, mult iubita Honda Hornet. Așadar, am putea spune că acest CB650R este all-rounder-ul lui Honda, adică o motocicletă excepțională pentru oraș, extrem de versatilă, ușurică și îndemânoasă, un 4 cilindri în linie, foarte elastic, poți să o folosești atât ca basic commuter în oraș, excelentă pentru treaba asta, dar și la drumuri mai lungi, firește dacă îi pui și un parbriz. Se aude frumos. Are o bicicletă extraordinară. 95 de cai putere. Suficient, zic eu, pentru cam orice ți-ai putea dori. Nu este vreo super sportivă. Este o motocicletă elegantă, simplă, extrem de versatilă. Cutia este un vis, treptele se schimbă extrem de ușor, îmi place și cum sună și hai să-i dăm și o linie dreaptă. Pedal to the metal. Este mai liniară decât XSR900-le meu și parcă un pic mai prietenoasă, mai puțin brutish. Urcă frumos în ture și foarte liniar. La 160 te cam smulge vântul de pe ea. Are nevoie indiscutabil de un parbriz. Cel mai mult îmi place la ea că se simte foarte ușurică, foarte agilă. Ia să vedem cât putem să-i dăm în linia dreaptă. CB650R, o motocicletă ca o bicicletă, doar că la 95 de cai și cu motor de 650. Se simte ca o motocicletă echilibrată și matură, se manevrează superb și este și sigură grație ABS-ului și controlului tracțiunii. Poate că LCD-ul din bord putea fi o leacă mai luminos în bătaia soarelui, dar nu este chiar o lumânărică agasantă. Prețul este și el unul bun. Motocicleta pleacă de la 8750 de euro TVA inclus. Are garanție extinsă, 2 plus 2 ani sau 200.000 de kilometri. Doar na, it's a Honda. Dar cea mai mare calitate a acestei motociclete, la fel ca Hornet sau CB650F înaintea ei, este că se poate dovedi la fel de bună atât pentru un începător, este sigură, previzibilă, simplă și eficientă, cât și pentru un motociclist experimentat. Atunci când urci în ture, începe să prindă viață. Este vioaie, agilă și destul de puternică. Are furca upside down, frâne excelente, este suficient de mare și de comodă, cât să acomodeze lejer chiar și piloți mai voluminoși, iar poziția în șa este relativ confortabilă. Deși te cam sprijini în mâini, este acea poziție oarecum intermediară între a plecat mult în față și drept, pe care o aveam și pe FZ6. Poziție care la drum lung poate deveni obositoare. Din punctul ăsta de vedere, pe XSR900-le meu stai o leacă mai erect, ceea ce o face un pic mai prietenoasă cu umerii și cu coatele tale pe distanțe lungi. Dar să ne înțelegem, CB650R nu este vreun tourer, ci un naked, care neavând parbriz, nu este oricum recomandabilă pentru turul Europei. Nu că motocicleta nu poate, doar că este gândită în alt scop. Este o motocicletă de oraș, dar poți face liniștit cu ea și excursii pe distanțe medii sau naveta din suburbii la muncă. Aș mai avea o singură observație. Prin comparație cu competiția, și mă gândesc în primul rând la Yamaha MT-07, mai ieftină și mai plină de caracter,
CB650R este un pic mai nesărată și mai scumpă, chiar dacă Honda a încercat să scadă costurile, motocicleta fiind făcută în Thailanda și nu în Japonia. Dar dacă vrei ceva mai plin de personalitate, dar în același timp îți place motorul ăsta care este numai unt și miere, Honda has you covered. Motocicleta 2, care este cam același drac cu motocicleta 1. De pe CB650R-ul cu care am mers mai devreme. De fapt, exact același motor. Ceea ce s-a schimbat este aspectul. Avem de a face cu o motocicletă carenată, clar, un appearance mai sportiv și cu o cutie de viteze diferită. Avem și quick shifter pe motocicleta asta, adică poți schimba treptele fără să mai strânge ambreiajul. Are valențe mai sportive. Faptul că e carenată o face să fie un pic mai aerodinamică, dar în principiu avem același excelent și foarte, foarte elastic motor de 650. Hai că asta am luat-o total aiurea. Urcă frumos în ture, are aceeași linearitate plăcută pe care o are acest 4 în linie pe care îl găsim și pe CB650R, dar ce-mi place, două chestii îmi plac foarte mult la ea. Pe de o parte, faptul că deși arată sportiv și chiar are valențe sportive, este o motocicletă prietenoasă, adică nu este fireball. Iar asta era cea de-a doua chestie interesantă vis-a-vis de ea, că arată fix ca un Fireblade. Este designul ăla iconic pe care fanii Honda îl adoră. Fireblade, ca să-i zic așa. Sunetul este foarte... Frânele excelente, stă bine pe viraje. Hai că se apropie linia dreaptă. Hai să o vedem și la o repriză mai brutală de accelerație. Hai, păpușă! Oho, 190. Așteptări sportive și îți dorești o motocicletă mai sport, poți să beneficiezi de toată linearitatea și, cum să spun, calitățile, elasticitatea acelui excelent motor de pe CB650R pe o motocicletă cu valențe clar mai sportive. Poziția este dar nu încearcă să te omoare, adică e o motocicletă cu minte, prietenoasă. CBR650R este ca un supersport, dar cu care să poți trăi zi de zi. În plus, este 9450 de euro cu tot cu TVA, deci cu fix 700 de euro mai scumpă decât surata ei naked. Se manevrează superb, arată de stă ceasul, exact ca faimosul Fireblade de acum câțiva ani, este spațioasă și neașteptat de confortabilă pentru o motocicletă cu serioase valențe sportive. Și tocmai pentru că reușește să atingă acest punct G extrem de echilibrat între o motocicletă sport și una day by day, a fost anul trecut și unul dintre cele mai vândute modele din Europa. Din 2019, când a apărut și până acum, a suferit prea puține modificări. Pe principiul, nu repara ceva ce nu-i stricat, așa că nu mă surprinde absolut deloc succesul imens în vânzări pe care l-a avut motocicleta asta. Este chiar practică pentru o sportivă, fiind în egală măsură spectaculoasă atunci când tragi de gaz. Se simte compactă, adunată, nu tocmai amenințătoare sau periculoasă, pentru că păstrează rafinamentul și flexibilitatea acestui excelent motor de 650 de centimetri, dar dacă vrei să o alergi, CBR 650R se înfige bine. Calitatea construcției este bună, Honda grade, și ai și ceva opționale binevenite, gen quick shifter. Motocicleta este echilibrată, stabilă, distractivă, fără însă a fi la fel de bezmetică precum sportivele pur sânge de 1000. Se bazează în principal pe CBR 650F, o motocicletă extrem de iubită de către rideri, are același cadru diamant din oțel, furca upside down, ABS, frâne zdravene cu 4 etriere și suspensii excelente. Cu o putere de 95 de cai și un cuplu de 63 Nm, aș zice că nu este tocmai o bestie, dar când te apropii de turația maximă de 12.000 de ture, se simte destul de thrilling. Este o motocicletă modernă și bine făcută,
toate luminile sunt LED, ecranul LCD este generos și destul de inteligibil și luminos, ai până și o mufă USB la dispoziție, deci ești în 2022. Este destul de limpede ce a încercat Honda să facă aici, să ofere aspect și senzații sportive, dar să păstreze intacte practicalitatea și ușurința în utilizarea de zi cu zi a acestei motociclete. Adică să fie sportivă, dar fără belelele pe care le aduce cu sine utilizarea unui miar în oraș sau în deplasările cotidiene. Și de partea ailaltă să fie prietenoasă, fără a deveni plictisitoare sau lipsită de personalitate. Și zic eu că au reușit. Singura capcană în acest demers ar fi fost ca CBR650R să nu fie nici una, nici alta. Adică nici suficient de sportivă, nici suficient de practică. Dar cifrele excelente de vânzări înseamnă un singur lucru. Că oamenii au înțeles mesajul și au apreciat modelul. Și că Honda a nimerit echilibrul perfect. Și dacă tot trecem lin de la una la alta, hai să presupunem în felul următor. Să zicem că îți place CBR650R, ceea ce ea este și ceea ce ea reprezintă, dar ți se pare prea mare și prea scumpă. Din nou, nu-i bai, pentru că japonezii au o soluție și la problema asta. Ok, asta este surioara mai mică a lui CBR650R, adică CBR500R. Practic vorbim despre cam aceeași motocicletă, deci o motoretă foarte asemănătoare, tot așa carenată, cu look-ul ăla de Fireblade, doar că mai mică. Un motor mai mic, dar tot fâșneață. Este o rachetă de buzunar motoreta asta și încă de prin 2013, când au anunțat-o prima oară, a fost un instant hit. Honda a vrut să capitalizeze pe piața asta a segmentului A2 și a făcut-o magistral. 60% dintre cumpărători au sub 34 de ani și aproape 40% sunt începători. Păstrează aspectul excelent și spectaculos al modelului de mai înainte și multe dintre caracteristicile aceluia, doar că are un motor mai mic, 500 de centimetri cubi, sub 50 de cai putere, mai exact 47,6 și un consum reclamizat extrem de rezonabil, de doar 3,5 litri la 100 mixt, un rezervor mare de 17 litri și un preț, well, mult mai accesibil. Este 7750 de euro, deci cu 1000 sub CB650R, naked-ul de mai înainte, și cu apreciabila sumă de 1700 de euro sub CBR650R. Păstrează însă o mulțime de bunătăți. Un display LCD excelent, lumini LED, furca upside down, dublu disc pe față cu etrier radial Nissin și un aspect superb. Este și exotică, este și extrem de practică, este și accesibilă și este bună și pentru începători. Are personalitate, este credibilă și foarte bine lucrată. Ok, nu are puterea brută pe care unii și-ar dori-o de la o sportivă. Coloana sonoră este mediocră, iar dotările tehnice, să zicem, sunt de bază. Dar scopul acestei motociclete este să te introducă în lumea asta pe două roți, oferindu-ți în același timp o doză suficientă de adrenalină și plăcere. Și zic eu că orice critică pălește în fața câtorva plusuri. Este distractivă, extrem de manevrabilă și flexibilă, arată bine și nu costă cât doi rinichi și un ficat. Poate fi lezne confundată cu un motor mult mai scump și mai performant și asta în condițiile în care este frugală, versatilă și foarte practică în oraș. Dacă CB650R este, să zicem, un mini Fireblade, ăsta este un micro Fireblade, minus bătăile de cap pe care le implică racheta balistică menționată. Transmisia manuală în 6 trepte merge bine, iar greutatea este sub 200 de kg, deci va fi și ușor de manevrat, inclusiv de către rideri începători sau fete. Me like it! Și pentru că tot am vorbit despre transmisie, haide să intru acum în partea full practică despre care vorbeam la început și să vă dau din casă că am trăit și o premieră absolută. Am condus pentru prima oară în 18 ani de permis categoria A motociclete cu cutie automată. Nu vorbesc aici despre scutere, ci despre motoare. Și primul pe care am să-l menționez este Bobărul Rebel 1100 automat și asta pentru că unul dintre prietenii mei buni tocmai și-a cumpărat ieri modelul manual. În clipa asta mă găsesc pe un Rebel 1100. Ce înseamnă asta? Un fel de Sons of Anarchy shit. Un ciopăraș, bobăraș. Și am vrut să merg cu motocicleta asta din două motive. Odată pentru că tocmai ce și-a cumpărat-o un prieten și vreau și eu să văd ce anume l-a tentat, l-a pasionat atât de mult la motocicleta asta. Și în al doilea rând pentru că este modelul nou cu cutia automată. Astăzi m-am mai dat cu acel NC750, motocicleta scooter, care e tot o cutie automată, cum povesteam. La fel și în cazul de față. Ai aceeași poveste cu modurile.
când te joci cu puterea și cu traction controlul, adică ai un mod rain, un mod standard, un sport și un custom în care îți setezi tu singur, mă rog, cât vrei să intervină traction controlul, cât vrei să fie puterea. Dar este o motocicletă destul de agilă și foarte liniară. Ai și acea posibilitate de de a coborî treapta de viteză, de a-i da treapta inferioară, practic. Are viață în ea, eu sunt în modul sport în momentul ăsta. O simt, o aud cum schimbă treptele. Mamă, la asta tot timpul mi-e frică să nu dau cu scărițele pe jos. Deci, Radule, dacă ești pe recepție, ți-ai luat o motoretă interesantă. Not exactly my thing. Dar nu pot să nu remarc cât de bine făcută este și de închegată și nu în ultimul rând de confortabilă. V-am zis, Sons of Anarchy shit. E o combinație de retro și modern, așa. Stă bine pe viraje. Comportamentul este destul de controlat, de adunat. Ce ciudat se simt treptele care se schimbă sub fundul meu. Dar când ajunge după 5.000 de ture, începe să tragă bine de tot. Da, deci George Cațan cred că are deja un tur în fața mea. Mâna în gaz până la capăt. Cam asta e maxim ce poate, 170. Atât aduce. Deci Radu, bunul meu amic, a intrat ieri în posesia noii sale motociclete și era, firește, foarte încântat. 1100 de centimetri cubi, 2 cilindri paraleli, 4 timpi, 87 de cai și un cuplu de aproape 100 Nm. Controlul tracțiunii, cruise control, lumini LED, ABS cu două canale, 223 de kg la gol, rezervor de 13,6 litri, până și port USB-C ai pe ea. Este o limuzină. Dar nu vă lăsați păcăliți de aspectul clasic și masiv al acestei motociclete, este capabilă de o manevrabilitate la care nici măcar unele naked-uri nu aspiră. Nu este chiar ceea ce s-ar numi un cruiser, atât timp cât șasiul este o bijuterie, motorul este vioi și extrem de responsiv, iar motocicleta se manevrează cu o ușurință absolut neașteptată. Și acum hai să vorbesc un pic despre cutia automată. Drive și neutral sunt cuvinte mari pe care eu unul m-am așteptat mereu să le găsesc doar pe mașini. Dar Honda a făcut o treabă excelentă cu această cutie. Nu este neapărat snappy, dar în momentul în care treci motocicleta pe sport, prinde viață și își face foarte bine treaba. Și cu atât mai interesant mi se pare că fiind vorba despre un motor cu care nu vrei să alergi la MotoGP, ci să te bucuri de plimbare, dă din drum schimbatul treptelor și te lasă să te bucuri nestingherit de peisaj. Foarte mișto abordare și este o soluție constructivă pe care am sentimentul că o vom mai vedea din ce în ce mai des. Știu că puriștii vor protesta că, domne, eu trebuie să fac totul, că eu sunt Rossi și știu joaca mai bine decât orice automată. Dar vezi tu, nu toată lumea își dorește asta, iar unii vor doar să se bucure de plimbare în cele mai bune condiții. Și motocicleta este extrem de confortabilă și de docilă, o gură de aer proaspăt, după modele precum XSR-ul meu de 900, care desigur te ține ocupat, dar care la drumuri lungi devine obositor cu acest on-off al său, gen ori mergi tare, ori nu mergi deloc. Este un easy rider's bike, mai ales în versiunea asta cu transmisia automată. Schimbă treptele bine, corect, destul de lin și de rafinat. Mai are mici hâcuri care m-au surprins un pic atunci când trece în treaptă inferioară. În rest, cutia asta este o reușită tehnologică și cred eu că vom mai auzi de ea în următorii ani. Și de fapt, în general, motocicleta asta este foarte bine făcută. Și ce voi zice acum? Sigur va fi întâmpinat cu un cor de proteste. Este ieftină. Bine, nu ieftin în sensul de flimsy sau cheap, ci în sensul de valoare excelentă pentru banii plătiți. La puțin peste 11.000 de euro este foarte fiabilă, foarte bine făcută și după cum am simțit-o eu, nu te vei plimba cu ea pe la service. Deci costuri mici de întreținere, dotări de 2022 și o construcție de tank. Se zice că lucrurile geniale sunt și cele mai simple, iar modelul ăsta este o ilustrare perfectă a acestei idei. Culmea, nu este genul meu de motocicletă, dar nu pentru că ea nu este bună în fiecare aspect al său, ci pentru că este o chestie de gust, iar gusturile nu se discută. Și pentru că tot pornirăm discuția despre automate, am ajuns și la ultima dintre motocicletele pe care le-am călărit personal vineri. Au fost 5 sau 6 și chiar dacă am intrat și în tura a doua de teste, tot nu a fost timp de mai mult într-o singură zi. Dar zic eu că am păstrat the best for last. NC750X este
o nebunie. Și cred că este și cea mai practică motocicletă pe care o are Honda în portofoliu, dacă este să excludem scuterele. Faptul că poți agăța de ea tot felul de case-uri și cutii, precum și spațiul de depozitare în care intră, vorba băieților, cel puțin un pepene și câteva beri, o face, cred, cea mai pragmatică motoretă cu care eu unul am mers vreodată. Dar nu doar faptul că au mutat, de exemplu, rezervorul sub șa pentru a spori numărul compartimentelor, denotă orientarea asta spre eficiență, ci multe alte trăsături. 750X-ul are un parbriz mare ca să nu te sufle vântul la drum lung, este echipat până și pentru o leacă de off-road dacă dai peste drumuri de-astea selenare ca în România gen, are și o versiune cu o excelentă cutie automată așa încât să nu-ți mai bați capul cu schimbatul treptelor, deci este a practical machine, ideală pentru navetă, mers la muncă, la piață și de ce nu chiar la drum lung. Ai o poziție aproape erectă în șa, șaua este largă și comodă, poate singurul său downside este că e departe de a fi o motocicletă spectaculoasă în sensul pasional și romantic pe care îl atribuie oamenii acestei categorii de vehicule. Pentru că în rest are totul. Un motor destul de vânjos de 750 de cm cubi și aproape 60 de cai și un cuplu de 70 de Nm, ceea ce înseamnă că este și foarte fiabil motorul fiind mare și la turații nu foarte înalte. Consumă 3,5 litri la 100 de kilometri și are un rezervor de 14. Are un excelent și foarte versatil șasiu diamant din oțel, ABS, lumini LED, moduri de condus, acele Rain, Normal și Sport. Apropo, pe Sport e chiar foarte fâșneață jucăria, este înăltuță și are un preț, well, nu foarte mic. Varianta automată este 9650 de euro TVA inclus, iar cea manuală este cu 1000 de euro mai ieftină, dar tot nu e cheap. Pe de altă parte însă, NC-ul arată foarte mișto și cred că este și cea mai practică motocicletă money can buy. Este motocicleta supremă bună la toate. Astăzi există un milion de modele și variante de modele, fiecare dintre ele destinate unei anume nișe specifice. NC750X este din punctul ăsta de vedere de școală veche, cum erau motoarele odată. O motocicletă bună la toate. Se manevrează cu o ușurință incredibilă, este agilă și merge bine pe orice suprafață. Ergonomia este de vis, confortul excelent, iar motorul în 2 cilindri, al dracului de flexibil. Trage bine în orice plajă de turație, ceea ce face ca NC750X-ul să fie potrivit pentru orice fel de ride, în oraș sau la drum lung în afară. Dacă ar fi să fac totuși niște plângeri, aș zice că nu-mi place cum sună și că nu are cine știe ce valențe sportive, dar astea ar fi cele mai tâmpite critici, pentru că motocicleta asta are un cu totul alt sens pe lume. Este gândită să fie comodă, practică, ergonomică, frugală și sigură. Și în fața tuturor acestor calități, orice altceva este doar bullshit. Da, nu este o alegere pentru o zi la circuit, dar nici nu trebuie. Nu urcă prea sus în ture, dar nici nu trebuie. Sau nu are toți caii fițoși din lume, dar nici nu trebuie. Este însă un excepțional commuter, inclusiv pe distanțe mari, practic, comod, capabil și poate căra chestii. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care probabil Honda vinde o târlă de dinastia prin toată Europa la fiecare Fireblade vândut. Pentru că până la urmă, dacă judeci rațional, înțelegi repede că plătești mulți bani pe știu eu ce motocicletă pasională pentru a merge prin oraș tot cu viteza melcului turbat, la fel și în afara acestuia, asta doar dacă nu ești vreun idiot de ăsta înfierbântat care confundă DN-ul cu circuitul de la Mugello. Și odată ce realizezi lucrurile astea, versatilitatea acestui NC se dezvăluie în adevărata sa valoare. Deci da, mi-a plăcut și cred că mi-a plăcut în felul său fiecare dintre cele 5 motoare cu care am apucat să mă dau într-o jumătate de zi. Iar pentru restul modelelor, ca să nu-i dezamăgesc nici pe numeroșii amatori sau profesioniști de Africa Twin, Fireblade sau Goldwing, am dat peste doi oamenii drăguți și îndatoritori, care pe lângă faptul că vorbesc foarte, foarte bine și știu și mai bine ce vorbesc, sunt și doi dintre cei mai rapizi piloți din întregul circuit de MotoRC din România, George Cațan și Bogdan Buleandră. George aleargă pentru Racing Academy, salut Paul, salut Ionuț, iar Bogdan merge cu unicul new breed de Honda Fireblade din competiție. Deci hai să vedem ce au ei de zis despre modelele pe care eu n-am reușit să le acopăr până aici. George, care din ele ți-a plăcut și ce anume ți-a plăcut la ele? Vorbesc așa din perspectiva pilotului. CB1000 este cu tot o altă motoretă. Vorbind de altă putere. Eu am mers cu ea în oraș și vreau să spun, te-ai dat cu ea acum? Da, m-am dat. Mie mi s-a părut, deci,
extraordinar de manevrabilă, în ciuda faptului că e un motor mare, e ca o bicicletă. Da, eu mă refeream că cea de 650 n-ai nevoie de putere mai mult. Așa este. Pe stradă. Așa este. Nu ai nevoie de tot 145 de cai. Nu zic, este o motoretă excepțională și aceasta, dar pentru eu dacă aș fi să-mi iau o motoretă de stradă, aș lua un 650 și în schimb unui 1000. Oricum. Cu ce te-ai mai dat dintre astea și ce ți-a mai plăcut? M-am dat cu scuterele, ambele. Ăsta mi-a plăcut maxim. Ce 350? Exact, maxim mi-a plăcut. M-am rămas plăcut surprins de cutie, de cutia de viteze. Schimbă extrem de mișto, mai ales pe cel varianta de 700, de are da, DCT. Da, 750. Da, exact. Frâna de motor este excepțională, exact ca la... Parcă ai zici că o schimbi tu, îi dai cum vrei tu în abreajă, știe, calculează și vede cum să întinde roata în așa fel încât să nu o blocheze. Este chiar... un scooter excepțional. Ambele. Și cel de 700. Bine, acela este mai apropiat către o motocicletă. Hai să fim serioși. Da, așa este. Mai 750 deja vorbim de cilindre mare. Exact. Este și mai greu un pic, dar cel puțin ăsta e 3,5. Pe mine m-a impresionat cel mai mult astăzi de aici. Deci pentru oraș pentru, da. Și pentru commuting pe distanțe mai lungi, cred că e ok. Da, eu nu știu. Am prins undeva la 100... Cred că spre 150, 150 aici. Da, aici este îndeajuns, este viteză peste limita legală pe autostradă. Da, corect. Dacă ar fi să numești una dintre ele, una singură, care ți s-a părut așa clicked, care a clicuit cu tine? Ce m-a surprins, să înțeleg. Păi, în primul rând, scuterul acesta. Dar ca motoretă, cel mai mult African Twin, nu? African Twin. De ce? Nu știu, mi s-a părut la cât de mare pare, atât de ușor se manevrează. Serios? Da. E înaltă. Eu am pus genunchiul jos cu ea. Adică mi s-a părut extraordinară pentru o motoretă de adventure ce poate să meargă și pe drum accidentat, și prin râuri, și în oraș, absolut oriunde, mi se pare excepțională ca motocicletă. Și încă o dată... Este o legendă. Da, exact. Și încă o dată cutia e foarte responsiv. Știi exact când se schimbe. Când ai tras de gaz, îți dă o treaptă, două înapoi și ai plecat. Nu are un lag foarte mare. De acum nu se mai livrează în variantă manuală, din câte știu. Serios? Sunt serii cu o singură culoare. Asta e culoarea de anul acesta. Anul viitor se va schimba culoarea. Observi că e mat, arată extraordinar de bine. Da. Și nu o să-ți vină să crezi, dar și pe pistă se descurcă extraordinar de bine. E un covor plutitor. Totodată numai airbag-ul la varianta aceasta, dar airbag-ul și boxele din spate. Dar poți să-ți pui postul de radio favorit sau melodiile favorite de pe telefon pentru că pentru te conectezi. Exact, și ulterior dai câteva ture rapide de pistă. Deci totul riding style. Exact. Și hai să ne arăți și perla coroanei, că perla coroanei, da, este la boxa noastră, da. Este motocicleta ta, ca să zic așa. Da, e motocicleta mea, de fapt este tot motocicleta de la Honda România, ei ne susțin în programul de racing anul acesta. Partea interesantă este că Fireblade-ul ăsta e cu totul și cu tot diferit față de orice alt model lansat în ultimii, să zicem, 20 de ani. Foarte multă putere, o ciclistică absolut fabuloasă, care te face să mergi, să vrei să mergi efectiv cât mai mult înclinat cu motocicleta asta. Destul de multă putere, peste 200 de cai și... pe dyno undeva la 190 de cai, ceea ce este enorm, la data spate. La o greutate de cât? Toate, cred că acum am dus-o undeva la 185-190 de kilograme. Deci depășește raportul cal pe kilogram. Frânele am schimbat, am mai adăugat o pompă de frână un pic mai puternică decât cea originală și totodată anvelopele slick, care ne ajută să rămânem acolo la peste 50 de grade înclinați și fără să pierdem aderența. A fost un video al naibii de lung, dar zic eu ambițios. Am tras vineri pe rupte, dar aș fi ipocrit să nu recunosc că m-am și distrat de minune și după ce am alergat cu limba scoasă pe circuit, am făcut drumul de întoarcere la studio cu XSR-ul meu la pas și m-am bucurat de plimbare. Motocicletele actuale au făcut cale lungă de când mi-am luat eu permisul cu aproape două decenii în urmă și știu că există încă destui puriști, hardcoriști, care se uită chiorâși la noile cârje electronice de care fac acum uz din plin motoarele actuale. Dar eu cred că la fiecare nou safety feature implementat, cu fiecare nouă inovație care face motocicleta mai sigură și mai prietenoasă, cu atât îți rămâne mai mult spațiu pentru plăcerea pură a plimbării. Și pe măsură ce plăcerea crește, va crește probabil și numărul celor tentați să abandoneze marile, grelele și poluantele vehicule pe patru roți în favoarea unui mijloc de transport mai elegant, mai eficient și mai practic.
Ăsta a fost clipul nostru pe azi. Ziceți-mi în comentarii dacă v-am convins și dacă începe să vă tenteze ideea celor două roți magice. Care dintre modelele prezentate succint aici v-a plăcut și de ce? Și până la urmă, general vorbind, cum vi se pare ideea asta de a înlocui pentru cele mai multe dintre deplasări mașina cu o motocicletă sau un scooter? Și apropo de mașini, nu uitați de autovantage.ro, platforma noastră care te ajută în căutarea unei mașini noi și care în curând se va ocupa cu aceeași seriozitate, sperăm noi, și de segmentul moto. Hai, baftă și conduceți cu grijă!